Hei, salut drăguților! Eu sunt Lumi și bine ați venit în lumea mea. Astăzi mă vedeți cam aici lângă mine. Oh, ce greu e acest rucsac despre care vreau să vă vorbesc și să îl deschidem împreună să vedem ce se află în el. Și o să mă întrebați ce este cu acest rucsac. Ei bine, acesta se numește Vehicle Rucksack și este un rucsac pe care îl primiți împreună cu toate prostiile din el. Vedeți că este greu și plin. Gratuit dacă sunteți viitoare mămici și locuiți în Austria. Așadar, fiecare mămică sau fiecare viitoare mămică are dreptul să primească acest rucsac împreună cu tot ce se află în el în mod gratuit de la MagElf, adică de la magistrat numărul 11, pe baza Mutterkinderpasului, adică acelui carnețel galben în care vi se trec toate analizele pe care le faceți voi ca viitoare mămici și pe care o să le facă și bebelușul în primii ani de viață și copilul în primii ani de viață. Așadar, despre acest rucsac vreau să vă vorbesc. Vreau să vă aduc la cunoștință, pentru cele care nu știați, faptul că aveți dreptul să îl primiți gratuit. Așa cum vă spuneam, eu am aflat de el, l-am luat de data aceasta pentru că știam despre acest rucsac de la prima sarcină, de la Corina, dar nu mai mi-aduc aminte exact cum am aflat că am dreptul să primesc acest rucsac. Cred că scrie în Mutterkinderpass sau mi-a zis cineva, nu mai știu exact. Însă m-am gândit că poate sunt și alte viitoare mămici care nu știu de faptul că au acest drept să primească rucsacul. Și m-am gândit să vă spun acest lucru și să-l deschidem împreună, să vedem ce se află în el. Nu îmi mai aduc aminte exact, au trecut aproape 5 ani de atunci. Dar cred că se merită măcar pentru rucsac. Poate că ați văzut mai multe mămici sau tătici prin oraș care poartă acest rucsac și acum vă aduceți aminte. E bine să știți că este un rucsac pe care îl primiți gratuit. Singurul lucru pe care trebuie să-l faceți este să mergeți cu acel Mutterkinderpass la MagElf, în cel care răspunde de sectorul în care locuiți și să duceți Mutterkinderpass-ul, ei vă pun o ștampilă acolo, spuneți că ați venit să ridicați Vehicle Rucksack-ul, așa se numește Vehicle Rucksack, și vă dau acest rucsac. Și cam atât. Este un rucsac, așa cum vă spuneam, verde, indiferent dacă ai fetiță sau băiețel, îl primești verde. Are buzunarul acesta exterior, pe care nu știu ce scrie aici, Stadtwien, scrie jos. Iar aici, pe partea stângă, are un fermoar cu un buzunărel și are sigla MagElf, iar în partea cealaltă are așa, un buzunărel de plasă în care poți să-ți pui o sticlă de apă. Este ok rucsacul, calitativ, zic eu, arată destul de bine, măcar pentru atât lucru, pentru rucsac să mergeți să-l ridicați, dar să vedem și ce se află în el. Este destul de greu, așa că o să-l pun aici jos și o să îl deschid împreună cu voi, pentru că, așa cum vă spuneam, nu mai mi-aduc aminte exact ce se află în el. Și o să încep cu buzunarul. Am deschis aici buzunarul. Și avem o cutie din aceasta de pachetel pe care scrie Stadtwien și care are câteva figurine aici. Iar înăuntru este depus pachetul pentru copii la școală, la grădiniță. Iar înăuntru este un pliant despre Stadtwien, în care îți spune felicitări pentru nașterea copilului tău. Și vorbește despre grădiniță. Îți spune aici că ai dreptul să alegi între grădinițe municipale sau private și așa mai departe, și îți dă și contactul pentru grădiniță, unde trebuie să te adresezi pentru înscrierea copilului la grădiniță. Tot aici în buzunar avem și un biberon. Un biberon din acesta foarte mic, este de la MAM. Deci o firmă destul de bună, zic eu. Și are 130 de mililitri, deci este pentru bebeluș. Are o tetină, ia să vedem. Scrie aici când este produs. Și înăuntru acestui biberon este și o suzetă, tot de la MAM. Ia să vedem dacă focusează camera să o vedeți. De culoare galbenă am eu. Cred că este pentru bebeluș, că este foarte mică. Așadar, un biberon și o suzetă. Destul de bine, spun eu până acum. Un kit din acesta pentru bebeluș.
Și avem și un pachet de șervețele umede de la Baby Well, care are 15 bucăți și este cu aloe vera și cu extract de mușețel. Deci acestea au fost lucrurile de aici din compartimentul acesta mic. Vreau să vă arăt că, să vedeți așa, să văd dacă îl pot ridica. Este oarecum căptușit cu folie de aluminiu, deci aici, în cazul în care trebuie să cărați cu voi termosul cu apă sau o cană, o sticlă de apă, biberonul se menține temperatura. Iar aici înăuntru avem mai multe lucruri. Ia să încep cu aceasta. Ah, în interior se mai găsește un rucsac din acesta, mai ușor, care se leagă aici și eventual unul pentru mamă și unul pentru tată, nu? Lăsăm pe cel greu să-l ducă tații și pe acesta să-l ducă mamele, tot de culoare verde, tot cu sigla celor de la Maghelf, și cu două curelușe așa care se prinde. Ia să vedem ce mai avem. Avem două scutece mini, mărime numărul 2, pentru 36 kg, tot de la Baby Well. Sunt și aceste două scutece de unică folosință. Le iau așa încet. Avem și o New Rot, o cârpă din aceasta pentru baie. A mea este de culoare galbenă. Și un pliant de la cei de la Neurot, care se referă la controlul auzului copiilor și vă ofer aici câteva informații și vă dă contactul lor și așa mai departe. Este o reclamă. Pe lângă această reclamă am primit și cârpa de spălat. Ce mai avem aici? Avem niște hârtii care sunt, ok, o scrisoare în care vi se spune că, da, vă felicită pentru copil, și vă oferă acest vehicle rucsac drept cadou de la orașul Viena. Și da, deci este semnat de primar și aici tot felul de informații, tot felul de pliante, reclame, da, în fine, ce să faci pentru, în cazul în care ai probleme de sănătate și așa mai departe. Sunt multe pliante. Mai avem aici o păturică, cred eu, pe culoare verde. În cazul nostru se potrivește că o să avem un băiețel. Este o păturică, ia să vă arăt așa. A, cred că așa este. Pe o parte e cremă, așa, pe o parte e verde mentă și are aici un iepuraș, niște animăluțe, e din aceea foarte pufoasă și foarte drăguță. Scrie ștat vin pe ea, are 95% bumbac și 5% viscoză, produsă în Austria, este destul de mărișoară. Și cred că pentru cărucior, pentru învelit copilul, este foarte ok. Mai avem alte pliante, ceva de la o farmacie, aici pentru locuri unde să mergi cu copilul. Mai avem un ghid pentru baby, o revistă, ia să vă arăt și pe aceasta, așa este. Aici mai avem. A, avem o cărticică din aceasta care este pentru amintirea primelor luni din viața ale bebelușului. Ia să o desfac. Este de la XXX Luț aceasta. Și ia să o vedem înăuntru. Și aici scrie. Aha, ok. Cu informații din aceștia, nu știu dacă știți acest tip de cărticele care sunt tipice aici în Austria. Foarte frumos, poți să pui poza copilului și aici informații, prima poză de când s-a născut și așa mai departe. Cum s-a dezvoltat copilul, piciorușele, aici și poți să faci amprentă la mânuțe, câte kilograme. Deci am primele, să spun așa, amintiri ale bebelușului. Foarte faină cărticica aceasta, are coperți cartonate, este de calitate bună și este binevenită în cazul în care nu v-ați cumpărat deja una.
Și mai avem, asta cred că era cea care cântărea foarte mult în rucsac, o mapă cu documente. Și ce conține această mapă? Aveți folderul acesta în care mi se pare ok să puneți toate documentele copiilor, copilului, analize medicale și tot așa ce o să strângeți pe tot parcursul anului. Aici aveți niște gutscheine. Ia să deschid așa, să văd dacă, sau poate să pun aici pe masă. Aveți niște gutscheine, aveți un plian de la HIP, de la Erste, și tot felul de chestii din acestea, reclame și informații, și vi se mai dă aici ce trebuie să faceți pentru a primi documentele copilului, apoi ce este aici? Pentru grădiniță, pentru cum să-i faceți cont și asigurări medicale și așa mai departe. Deci un pliant cu foarte, un dosar cu foarte multe pliante cu informații utile pentru viitorii părinți. Mai avem un ceva aici. Prima cărticică a copilului, cred că este o cărticică cu povești, cu diferite imagini. Să vă arăt așa și vouă. Aici este scris ceva în mai multe limbi. Page, da, pentru diferite vârste, tot așa o cărticică și multe, multe pliante, până la urmă, na, fiecare își face reclamă. De la, aici avem de la dentist, aici o reclamă la un detergent, ok, de la Baby Well. Și tot felul de informații, de gutscheine, de pliante. Ia să-l vedem pe ăsta de la... aici mai este o chestie foarte interesantă și foarte drăguță. O scară din aceasta pentru măsurat copiii, vedeți? O puteți lipi așa și puteți vedea cât este de mare copilul, cât crește, ca să îl puteți măsura. Și aici mai este ceva de la XXX Lutz, pentru copii, probabil gutscheine, dacă vreți să-i cumpărați. Da, gutscheine, să-i cumpărați, nu știu, căruț, mobilă, jucării și tot ce mai au cei de la XXX Lutz. Mi se pare utilă și aceasta pentru că puteți cumpăra un cărucior sau o mobilă pentru camera copilului la un preț destul de bun, adică cel puțin aveți acea reducere. Mai sunt aici și o pereche de șosete cu inscripția celor de la XXX Lutz, mărimea 17-18, foarte bune. Avem și un kit de început pentru dinți de la Elmex. Asta o să fie folosit când încep să-i dea dinții copilului, dar e bine să-l avem. Avem și două din acestea de dezinfectant în miniatură, foarte utile și acestea. Aici avem, ce-o fi asta? Un detergent, o mostră de detergent de la Sagrotan. Nu am auzit de ei până acum, dar este, spune că funcționează de la 20 de grade și că este și pentru îndepărtarea mirosurilor. Mai am aici ceva mic, care este un ulei de îngrijire, au nevoie bebelușii. Acesta este de la HIP, este foarte mic, are 20 de mililitri și mai am aici 3 creme. Ia să vedem, acestea sunt de la Veleda. Este o cremă protectoare. Sunt toate trei. Toate trei sunt mostre de acestea de creme protectoare pentru bebeluși. Știți că acestea de la Veleda sunt destul de scumpe. Așa că sunt binevenite cel puțin la început să le testați, să vedeți dacă se potrivesc bebelușilor voștri și așa mai departe. Și cam atât. Gata, am golit rucsacul. Atât a fost în el. Mai are câteva buzunare aici pe interior. Stați așa să văd dacă pot să vi-l arăt. Aici are buzunarele acestea și are și aici în față încă un buzunar. Și cam atât.
Acesta, așadar, a fost conținutul rucsacului pe care îl primiți drept cadou de la orașul Viena, dacă sunteți viitoare mămici. Așa cum vă spuneam, aveți nevoie doar de mutăchin de pas, îl primiți gratuit și vă bucurați de câteva chestii utile, de câteva mostre de produse pe care puteți să le testați, câteva vouchere pentru cumpărături. Cred că și păturica este interesantă. Și rucsacul în sine, cred că este binevenit la casa oricăror viitori părinți. Aveți și un biberon, și o suzetă, un kit de început pentru bebeluși, în cazul în care aveți nevoie. Eu chiar nu mi-am cumpărat, așa că este binevenit în cazul în care trebuie să hrănesc bebelușul și cu biberonul. E bine să îl am. Așadar, am ajuns la sfârșitul videoului de astăzi. Sper să vă fie de folos aceste informații și dacă nu știați, să mergeți și să vă ridicați rucsacul. Eu vă mulțumesc așadar și vă pup. Ne vedem data viitoare. Pa, pa! Ciao, when you're out on your own.